Pastilele luam dimineața, prânz și seara, câte 3 pastile pe zi, timp de 3 luni. Cum am terminat? Nu știu dacă o zi. Pastilele am paralizat. Deci nu vorbesc de cele 30 de injecții. V-am spus 30 câte una pe zi. Mi le-ați dat în mână. Și astea erau pentru diabet? Nu, domnișor, n-au nicio legătură cu diabetul. Pentru ce erau? Nu știu. Eu nu știu nici în ziua dată de ce mi le-a dat. Pentru că eu, o să vedeți în document, eu m-am dus la spital numai pentru diabet. Atât. În momentul în care v-a pus să semnați hârtia aia, v-a spus că medicamentul ăla nu este pentru diabet? Nu. Nu, domnișoară. N-a discutat cum. Nu mi-a zis nimic. Nimic. Nici el, nici domnișoara aceea. Domnișoara aceea, ea m-a interpelat. A venit prima și mi-a spus, o văd în fața ochilor. Știți că oamenii multe lucruri uită în viață, că e o normalitate. Eu acest lucru nu l-am uitat, domnișoară. Cum o cheamă? Nu știu. Era o doctoriță rezident. Dumnezeu a venit prima și mi-a zis, a intrat pe uce, domnul Iozache, uite, am niște medicamente și putem să ți le dăm. Repet încă o dată, în spital nu era medicamente, dacă o să controlați fișa, o să vedeți că mi-a dat 15 medicamente pe fișe. În realitate nu îmi dădea decât una, o jumătate, cel mult două. Dar eu am în cap următorul lucru și acum l-am la fel. Toți care se duc la spital, se duc că sunt mai proști decât doctorii. Că dacă ar fi mai deștept decât doctorul, ar sta acasă. Și el mi-a zis eu, medic, mă, nu, nu-mi fac niciun fel de... N-ați bănuit că... Nu, niciun pic, domnișoară. Partea bună este că, ulterior, un alt doctor de la neurologie, nu știu cum îl cheamă, nu știu cine, da, uite, avem niște medicamente experimentale, nu mai au experimental. Și da, n-am luat. Dar când ne-am luat de la el, nu aveam această știință.